Muzica populară cântată de Matilda Pascal Cojocăriță, Aurel Tamaș sau Mihai Ciopan au răsunat în cele trei zile de sărbătoare ale Pașcaniului. Artiștii care au urcat pe scenă au reușit prin piesele lor să facă publicul a dansa. Cântăreții s-au dat cu greu plecați de la Pașcani. Aurel Tămaș a stat pe scenă mai bine de 2 ore. S-a simțit bine, publicul a fost receptiv și astfel și-a prelungit programul. Și mă duc, și mă cobor, până la mândra la izvor. Te văd cu ochii plini de lacrimi, cu gândul Fredon prin viac. Artistul clujean a spus că moldovenii sunt oameni vrednici, iar femeile sunt frumoase. Publicul din Pașcani sunt oameni receptori minunați, niște oameni deschiși. Eu întotdeauna am avut o admirație pentru cei care locuiesc aici, în această parte a țării noastre, scumpe și dragi. Și întotdeauna am admirat, în primul rând, femeile din Moldova, care sunt superbe. I-am admirat pe moldoveni că sunt niște oameni vrednici și poate de aceea Ștefan cel Mare, în anii cât a domnit, a apărat creștinătatea. Mai mult, cântărețul a spus că venea la Pașcani să-și cumpere perdele. Pașcaniu e o locație interesantă pentru mine și am să vă spun de ce. Înainte de 89, noi clujenii veneam la Pașcani să ne decorăm casele cu perdele. Erau renumite perdelele de Pașcani, mulți își aduc aminte. Venim dinspre Cluj, spre urmașii dacilor și urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, ca să spunem așa, aici la Pașcani. Ne-am adus aminte de treaba asta. Bă, țineți minte când mergeam noi clujeanii la Pașcani după perdele. Aurel Tămaș a avut și un mesaj pentru pășcăneni. Pășcănencile și pășcănenii, să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu tot miele din lume, să iubiți românește, să vă mândriți că sunteți moldoveni, să vă mândriți că sunteți români, foarte important. Iar celor de la BIT TV, felicitări pentru că sunteți aici, sunteți aproape de niște zile minunate a celor care trăiesc, respiră, beau apă aici în Pașcani. Și artiștii locali au urcat pe scenă. Este vorba despre Mihaela Nechita, Adrian Apostol și Cristi Iordăchioaia. Spectacol au făcut și Mihai Ciobanu, grupul Jitaru și ansamblul folcloric Mugurelul de la Chișinău. Și iar verde margarin, iau pașisma la pământ, că vaselii au venit, mă. Sârba noastră strămoșastă, sârba care ne adună. Materialul video poate fi urmărit integral pe newspașcani.ro.